Pești. Pentru voi, atenția maximă trebuie să fie în săptămâna care urmează pe sănătate. Veți rămâne cu un Lilith și cu un Venus retrograd, semnale de alarmă. 2. Dacă la 1 aveam sănătatea, o să vă zic că pe debut de săptămână vom avea o conjuncție Luna albă, Mercur și Marte, care poate să marcheze intervenții stomatologice, controle medicale, operații, intervenții chirurgicale, dar cu un grad de risc foarte crescut. Iar la punctul 3 în săptămâna care urmează, veți pune și voi punctul pe I într-o chestiune partenerială datorită tandemului Mercur-Marte sau vor trebui luate anumite decizii ce nu mai pot fi amânate. În familie, în carieră, business, loc de muncă, străinătate, atenție, pentru că mulți dintre dumneavoastră pot să fie plecați afară și deciziile să oscileze, pentru că peștele întotdeauna oscilează, își ia greu deciziile, trebuie să știe exact care este calea corectă, ori calea corectă datorită dualității, selecția o face numai astrograma personală, sincer, da? Sunteți foarte atenți pentru că nu vreți să greșiți. Nu vreți să-i afectați cumva pe cei dragi din preajma dumneavoastră sau alte persoane. Prin urmare, discutați de anumite persoane implicate, de anumite parteneriate, ce ar trebui să faceți legat de rude, de colaborări, asociații din zona de business, de plan social, cum îl numesc eu, deci este activă zona care ține de social și de profesional. Și pun eu etc. pentru că în momentul în care vorbim de horoscop general, în momentul în care suprapunem, poate să fie un alt sector existențial, cum ar fi, de exemplu, partea de justiție, pe care nici n-am menționat-o, sau anumite examene, probe, teste pe care le puteți avea, nu doar voi peștilor, ci în general toate semnele zodiacale. Mercur retrograd nu este foarte favorabil pe zona examenelor, testelor, străinătății, o altă localitate decât cea de obârșie. Deci este un cadru divers pe care se manifestă acest Mercur retrograd în cea de-a doua parte a săptămânii.